știu. Mi-a prins bine că m-am uitat în albumul ăla Rembrandt al dimineața. Da, ți-am zis, am mai multe albume, dar unul masiv și m-am uitat așa și de ele și tema asta care a făcut-o cu Marian. Trebuie să mă apuc să fac altceva. Mi-a prins bine că m-am uitat. Eu, e foarte interesant. Când mă uit dimineața într-un album, dar mi-a făcut ritmul ăsta interesant, așa, că dimineața curăț, ud florile la, după care mă duc în bibliotecă, zic, oare ce să mă uitați? Și ajuns, am simțit să mă uit într-un album mare, de la Tașen, Rembrandt, știi? Ideea că am zis, mă, mi-a plăcut ăla Leonardo, ăla imens, știi? Că ăștia de la Tașen, ei fac așa, știi, o reproducere și de un metru. Dacă o desfășoară așa, e de un metru. Și am zis, hai să mă uit la Rembrandt, da? Și m-a ușor mai influențat în povestea asta, cum fac temele astea despre Marian. Teme nu. Și după aia sigur, vreau acum să lucrez la aia mare, dar am început acum încă lucrare. Îmi place să lucrez la o temă din asta de nud, azi, încă o dată, până, știi, că se așează. Cum fac și la Nemone. Le reiau până la un moment dat se așează lucrarea și ea deja devine o lucrare stabilă, compozițional, cromatic, un echilibru, efervescență cromatică, luminozitate, contrast, pe insulație, eu te conjurază, să ai câte o dușă din asta extrem de viguroasă încât să-ți definească ceva. Și, bineînțeles, la mine este plăcerea picturii. Asta am văzut de la William de Kooning. Deși nu sunt spre o zonă foarte abstractă, mai mult spre un fovism, așa. Da, mi-a prins bine vista lui Tina. Tina e o actriță. Ea a făcut multe din astea. Nu știu în multe filme. Ea e actriță la teatru de copii. De păpuși sau copii sau... Cred că ceva de felul ăsta. Era foarte aproape de ea, de la Țăndărică. Asta cu ani în urmă. Nu știu. E bunică, are 3 copii. Ideea, am oferit un bulgăr de fericire și am zis, îl dai unui nepot. Bun, telefoanele sunt. Ok. Mă bucur că ai intrat la facultate. Vai, nici nu știi ce mă bucur. De ieri am așa o bucurie sufletească. Și Radu se bucură, uite, și Radu. Băi, da mă, știi, aș fi fost mâhnit dacă n-ai fi fost răsplătit. De ce? Pentru că totuși am văzut 2-3 luni, tu ai lucrat, tu ți-ai dorit, ai stat, ai citit, am comentat bun la fotografie, nu sunt, acolo știi tu mai bine ce e. Și să te ții de carte, pentru că ți-am zis, primii 2 ani sunt foarte importanți în facultate. Pentru că în anul 3-4 încep să fii, ai să vezi după anul 2 de facultate, nu te mai simți amator. Te simți ca un artist profesionist. Deci încep să gândești ca un artist profesionist, pentru că asimilezi multe lucruri și cel mai tare în școală înveți de la un coleg la altul. Asta este cel mai interesant. Ai să vezi, asta e școala. Ca artist amator nu mai ai impresia că știi pe toate și nu le știi, ai impresia că ești buzgul și nu e chiar așa și te năpădește suficiența. În școală nu, pentru că apare și un pic de stare de competiție și competiția creează progres. Și hai să vezi, va exista un progres. După ce termin, mai vorbim 4 ani, dar ideea ți-am zis, să te duci, să te ții de școală. Nu să zici, n-am chef să mă duc la cursul ăla, că vor fi și cursuri plicticoase și... Salut, Rădu! Și da, o să-ți placă școala. Sigur că eu sunt pentru ideea de școală, de a te instrui într-un domeniu. Și tu care ți-am spus că faci cu pasiune, dar nu-i neapărat pasiune. Bă, și-o fac cu pasiune. Și o să mă duc la Muntele Sam Victor, că tu ai înțeles-o asta cu Muntele Sam Victor și mă bucur că vin, uite, din artele vizuale.
te duci zilnic la așa, un serviciu, nici o zi fără o fotografie. La mine nu e nici o zi fără o linie, știi? Nu crezi, mă, câte un pic. Se așează opera unui artist, se așează cu ani. Dacă te uiți, știi că am zis, mă uitându-mă la Rembrandt, am zis, băi, frate, da, și l-am urât la 60 ceva de ani. Zic, 64 sau 65. Zic, Dumnezeule, cât a putut munci omul ăsta. Omul sigur că a avut și comenzi până într-o vreme. După aia, săracul Rembrandt a murit sărac, în timpul. Și culmea, în toată sărăcia aceea, el atunci a avut perioada aia de a făcut teme despre Iisus, teme cristologice. Și unele din cele mai frumoase portrete din istoria picturii, ca portret Iisus, sau Rembrandt. Da, dacă vezi portretele alea lui Iisus, zici că Rembrandt l-a adus pe Iisus aproape viu, l-a coborât, cum s-ar zice, de pe altar, l-a adus, cum s-ar zice, aproape în stradă, ca pictură. De asta, Iisus lui Rembrandt, două, trei portrete sunt extraordinare, chiar și temele. Mâine, cred că o să prezint al lui cu gravura lui. Frate, are niște gravuri, teme din astea cristologice extraordinare. De asta e foarte important să ai o bibliotecă pe care ți-o construiești din tinerețe. Știi? Și la voi, în lumea filmului, uite-te la așa, dacă te duci la un scriitor în casă, toți pereții sunt conjurați numai de cărți. Unora te poate și obosi. Eu îi spuneam unui prieten, Iulian Costache, mulți ani în urmă, zic, domnule, mai acoperă biblioteca și pune și un tablou. Și tu știi unde sunt cărțile tale, ca să nu vezi tot timpul cotorul pe care scrie. Pentru că mi s-a întâmplat dimineața să mă trezesc și mă uitam pe bibliotecă. Și cum suntem așa, citeam autorul cu tare autor. Și dintr-o dată mă încărcam cu lumea lui. Mă încărcam pentru că memoria mea era Rembrandt, pam, știu, dar... Și mă încărcam și la un moment dat, dimineața, mi-e place să vin să lucrez în ateliere și cu un pic de mintele limpede. De-aia terasa la mine este ca o poveste care mă vindecă, mă hrănește, îmi dă poftă de viață. Deci trebuie să ai poftă de viață la tinerețe și spre bătrânețe mai mult chiar. Pentru că, vezi, bătrânețea vine așa cu niște neputințe, nu poți să le faci toate, te miști mai greu, mănânci greu, că dinții nu mai sunt, nici Rembrandt nu mai avea dinții. Nu Rembrandt, Leonardo. Leonardo se zice că era aproape fără dinți, la 67 de ani. Mai am 2 ani. Mai am 2 ani.